film, știi? Da. Cam asta a fost. Ia zi, Bobo. Mie mi-a plăcut ce am văzut. Merci. A sunat foarte bine. Mi-mi place și violoncelul și... Acum, spre uimirea voastră, chiar am ascultat destul de mult Jacqueline Dupré, pentru că mi se pare cel mai bun violoncel a tuturor timpurilor. Din păcate, a murit, a avut o scleroză în plăci și s-a dus, dar se vedea o trăire aparte și violoncelul transmite parcă altfel muzica și notele către urechea umană decât orice alt instrument. În seara asta, voi ați fost extraordinari. Bravo! Dragoș! Lămurește-ne cu ce ai... Păi nu, mă, asta e exercițiu de imaginație pentru noi. Ce a văzut? Ce film ai văzut tu cât au cântat ei? Cred că muzica asta mergea pe un film din ăla cu mesaj inspirațional, în care binele învinge la final. Nu mă mir că faci muzică de film. Ai un simț aparte de a face ascultătorul să-și creeze imagini. Și da, asta este... special pentru Merci. Un compozitor. Ați fost foarte aproape, adică de filozofie care stă după această melodie. Hai, mă, că era frumos jocul ăsta. Tu ce film ai văzut? Eu, Andra, am văzut o urmărire așa cu mașini. Vedeam mașinile cum se urmăresc așa prin deci trafic. Un fel de James Bond ai văzut. Da, da, da. Și cumva erau... Erau goi? În mașini. Nu. În mașini erau goi? În mașini. Nu, erau un trecere între doi bărbați. Nu știu pentru ce se băteau exact. Pentru o femeie. Cumva m-a dus cu gândul la urmărire așa, o, ceva de tensiune, cumva. Cum? Ce ai zis? Acum a început să vadă și el filme, Stai Bobo. Că vede, dar le vede... Nu e bine. Pentru mine muzica a avut filmul ăla în care ea a chemat grădinarul și să-i taie gardul și la un moment dat l-a invitat în casă să-i dea și o cană cu apă și de acolo începe filmul. Păi și pe muzica asta. Și pe muzica, muzica asta venea bărbatul mai repede din delegație. Da, nu sunteți dumneavoastră de vină, e la Bobo asta. Da, da. E de cum percepe fiecare om. E târziu și lumea doarme. Da, mă, e frumoasă muzica. Ne lasă să ne facem ce filme vrem noi, fiecare în capul nostru. Hai, de la mine e un da, că eu nu vreau să mă bag în partitură, să-mi curp acolo notele. Merci. Bobo. Și din partea mea aveți un da, fără dubiu. Domnul Dragoș. Și din partea mea un da, cu încă un lucru pe care vreau să-l spun. Poate oamenii nu știu cât de importantă e muzica într-un film și cum poate să distrugă sau să facă un film mult mai bun decât e. Merci. Dragilor, mergeți în etapa următoare, în filmul următor, cu 4 de da. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc mult.